Salutare tuturor, sunt Andrei Cristian și astăzi vorbim despre motivul pentru care mașinile Rolls-Royce sunt atât de scumpe. Dacă o să-ți placă acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Știm cu toții că mașinile produse de Rolls-Royce sunt printre cele mai scumpe de pe piață, iar motivul este singur și anume luxul. Toate modelele oferă cele mai bune materiale, motoare foarte puternice, dar și o ținută de drum de neegalat. Și totuși, de ce sunt aceste modele atât de scumpe? Care este adevăratul motiv pentru care toți milionarii și capetele încoronate preferă aceste mașini? În primul rând, haideți să vorbim un pic despre istorie. Când a luat naștere compania Rolls-Royce? Începuturile companiei Rolls-Royce se leagă de Henry Royce, un antreprenor care a construit prima sa mașină numită Royce 10 în anul 1904. Royce l-a cunoscut pe Charles Rolls la Hotel Midland în Manchester în anul 1904 pe data de 4 mai. Rolls era proprietarul unui dealer auto din Fulham. Nu mai trebuie să amintim faptul că Rolls a fost impresionat de modelul Royce 10 în 2 cilindri, iar în luna decembrie a anului 1904 a fost de acord să cumpere toate mașinile pe care Henry Royce le putea produce. Toate modelele au primit sigla Rolls-Royce și erau vândute exclusiv de Rolls. Primul model Rolls-Royce a fost Rolls-Royce 10 HP, adică 10 cai putere, și era prezentat la salonul auto de la Paris în decembrie 1904. În anul 1906, compania Rolls-Royce Limited a luat naștere, iar în același an a fost prezentat modelul Rolls-Royce 40/50, un model ce costa 890 de lire, un preț ce se traduce în jurul la 100.000 de lire la valoarea banilor de astăzi. Povestea a continuat cu succes, însă în anul 1998, drepturile de utilizare ale brandului Rolls-Royce și a celebrei statuete Spirit of Ecstasy, dar și a celebrei grile frontale, au fost cumpărate de BMW de la Volkswagen. De ce sunt modelele Rolls-Royce atât de scumpe? În primul rând, haideți să vedem despre ce prețuri este vorba. Un model Rolls-Royce Ghost are un preț de pornire de peste 250.000 de euro și aceasta poate crește pe măsură ce clienții vor ca mașina lor să fie echipată cu cele mai fine materiale. Prețul de pornire l-am aflat de pe un cunoscut site de anunțuri din Germania, însă ce știm este că Rolls-Royce refuză să comunice un preț de pornire deoarece acesta diferă pentru fiecare comandă în parte, pentru că clienții caută să fie diferiți și vor ca mașina lor să nu semene una cu alta. Programul Rolls-Royce Bespoke este cel care face diferența între modele, deoarece permite clienților să-și echipeze modelele cu orice culoare, orice material pentru interior, dar și cu elemente pictate manual. Motivul pentru care Rolls-Royce a adăugat 45 de kg de vopsea sau 1000 de diamante pentru o mașină. Începem cu culoarea caroseriei, deoarece este prima decizie grea cu care se confruntă cumpărătorul unui model de la Rolls-Royce. De ce? Pentru că poate alege dintr-o paletă de culori ce include peste 44.000 de nuanțe. Unii clienți vor ca mașina să aibă aceeași culoare ca rujul soției sau chiar ca și câinele mult îndrăgit. Mai mult, clienții chiar pot să-și creeze propria culoare, iar dacă un alt cumpărător vrea exact aceeași culoare pe automobilul său, e bine, Rolls-Royce trebuie să aibă permisiunea să o folosească. Rolls-Royce duce vopsitul la rang de artă și numai puțin de 10 straturi sunt aplicate. Ultimele două reprezintă lacul de protecție. Până se obține culoarea pe care clientul o dorește. Recordul companiei este de 23 de straturi aplicate pentru a obține culoarea potrivită. Nu ne miră că greutatea totală a automobilului a crescut cu 45 de kg. Dacă nu credeți că vorbim despre exclusivism, atunci trebuie să vă spunem și despre clientul care a cerut ca în vopseaua mașinii să fie incluse și 1000 de diamante. Acestea au fost măcinate și incluse în vopseaua mașinii. Și dacă tot nu este de ajuns, trebuie să știți că mașinile pot fi pictate și manual, iar de aceste detalii se ocupă o singură persoană, și anume Mark Court. Ați auzit bine, este singura persoană din cadrul companiei Rolls-Royce care poate face acest lucru. Pensulele trebuie să fie și ele speciale, așa că sunt create din păr de veveriță. Alte elemente care fac modelele Rolls-Royce deosebite sunt grila față care este construită manual, acel anti-spinner pentru jante care împiedică logo-ul să se rotească și îl ține întotdeauna drept, dar și statueta Spirit of Ecstasy. Interior cu ADN-ul clientului imprimat 3D și placat cu aur de 24 de carate. Totuși, nu elementele de la exterior cresc foarte mult valoarea mașinii, ci elementele de la interior.
Acesta ridică drastic costul unui model Rolls-Royce atunci când clienții vorbesc despre exclusivism. Nu uitați că pentru a oferi acel interior silențios, Rolls-Royce adaugă 150 de kg de material fonoabsorbant. Și dacă nu este de ajuns, trebuie să știți că și anvelopele sunt special dezvoltate pentru aceste modele de Continental și oferă un strat de spumă care reduce zgomotul la rulare cu 9 decibeli. Când vine vorba de elemente pentru a face interiorul unui Rolls-Royce cu adevărat unic, clienții apelează până și la elemente placate cu aur de 24 de carate, ce au fost create cu ajutorul unei imprimante 3D și care reprezintă ADN-ul clientului. Clienții Rolls-Royce vor până și un plafon unic, așa că apelează la compania britanică să creeze unul ce imită constelația zodiei lor. Dacă vor ca tetierele scaunelor să imite semnătura lor sau să arate ca și câinele familiei, un artist Rolls-Royce se va ocupa de asta și toate aceste elemente vor fi cusute de mână. Cel mai frumos interior conține 1 milion de cusături. Cel mai complicat interior pentru un model Rolls-Royce este găsit pe modelul Phantom. Acesta vine cu un interior unde trandafirul reprezintă tema principală. 1 milion de cusături și-au găsit locul în acest model exclusivist pe nume Rose Phantom. De la plafon la fațetele ușilor, toate aceste elemente vin brodate cu trandafiri ce fac acest model cu adevărat unic. Nu uitați faptul că Rolls-Royce este și unul dintre producătorii cele mai scumpe mașini din lume, titlul furat ulterior de Bugatti și a sa Lavoiture Noire. Conform surselor, modelul Rolls-Royce Sweptail a costat în jur de 13 milioane de dolari. Așadar, acestea sunt motivele pentru care modelele Rolls-Royce sunt atât de scumpe. Clienții caută exclusivitate, iar Rolls-Royce o oferă, bineînțeles, pentru suma potrivită. E bine, cam atât despre mașinile Rolls-Royce și de ce prețul lor este atât de mare. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Pe curând!